Ce măsuri ar trebui luate în perioada imediat următoare? Acum când vedem această creștere a numărului de cazuri. În perioada imediat următoare să evaluăm foarte clar în acest moment ce avem în DSP-uri ca anchete. Știm foarte bine, este un al patrulea val în care poate mulți dintre noi credem că ne-am obișnuit cu ele. Ne simțim mai rău, ne luăm un test, îl facem acasă, ne declarăm, poate ne izolăm, ne tratăm acasă mai câteva zile. Mai întrebăm pe cine am mai avut și ne tratăm? Dacă mergem la o anchetă epidemiologică, dăm doar parțial informația și atunci ancheta nu este completă, reevaluăm tot ce înseamnă unități medicale spitalice și în acest moment toate spitalele primesc infecție cu SARS-CoV-2 în contextul în care trebuie să vedem dacă există acele circuite, dacă securizăm sectorul de non-COVID sau nu, sau dacă revenim la spitalele care au fost dedicate COVID și deserveau doar această patologie și știam că acolo merg aceste cazuri. Împiedicăm în aceste zile de o lipsă acută a locurilor de internare, deși cel puțin superficial putem crede că avem mai multe locuri, toate spitalele deservind patologie cu infecție SARS-CoV-2. În realitate s-ar părea că locurile sunt mai puține. Cred că reevaluarea pe fiecare județ în parte, pe fiecare a structurii medicale, a posibilității de a desfășura activitate pentru infecția cu SARS-CoV-2, a locurilor disponibile pe terapie intermediară care să ajute terapia intensivă, a întreruperea aceei practici în care duceam cazurile dintr-o regiune a țării în alta, în condițiile în care nu avem stabilit un număr real de paturi în acest moment, în care în acel plan de reziliență declarat ca 1500 de paturi este pe declarația fiecărui județ în parte, dar trebuie să vedem palpabil aceste paturi. În decembrie 2020, când plecam din mandat, avem acele 1530 de paturi care știam exact unde sunt și care pot fi reactivate atunci când. Cred că ar trebui să gândim un pic că erau niște lucruri foarte bine puse la punct și erau reactivate numai cu fiecare val în parte. Înțeleg în acest moment și eu știu, poate acea greutate în a relua activitatea pentru infecțiile SARS-CoV-2 de către toți colegii mei care poate ne-am obișnuit pe o perioadă de 5-6 luni să lucrăm în non-COVID. Este momentul la care noi trebuie să răspundem, fiindcă toată lumea își pune speranța. Dar e o perioadă în care ne puteam pregăti pentru ceea ce urmează, că știam că va veni un val 4, adică da. Nu ne-a luat prin surprindere. Nu? Cred că valul 1 și 2 ne-au învățat multe lucruri, iar sfârșitul valului 2 deja ne-a pus pe un palier în care pregăteam vaccinarea din ianuarie, veneam de pe alte paliere. Cred că păstrarea logisticii, acestea sunt spitalele COVID, acestea sunt paturile de terapie intensivă, paturile erau inclusiv pe regiuni de dezvoltare stabilite pentru a putea între județele vecine să putem transfera acei bolnavi când era nevoie. Reactivarea acelei soluții cred că putea să rămână momentul pentru fiecare din valurile care veneau. Dar, mă repet, asigurarea unui loc într-un spital este prioritatea în acest moment.